pierdem timp și energie cu prea multe lucruri birocratice. Tot astăzi, premierul Victor Ponta va numi un nou prefect de Buzău după ce l-a demis pe cel care a ocupat acest post din cauza gestionării defectuoase a situației. Între timp, acțiunile de dezăpezire din județul Buzău cel mai afectat de viscolul de zilele trecute sunt coordonate de aseară de secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale, Iulian Matache. Pe multe localități sunt în continuare izolate, iar astăzi a început din nou să ningă puternic. Are detalii corespondentul nostru, Cristina Moise. Comuni izolate înaintea unui nou val de viscol, 5 comune, echipe mixte de medici, asistenți și forțe de intervenție, fiind dislocate în mai multe zone până la ridicarea oricărui cod. Între timp însă, oamenii din satele de câmpie, unde drumurile au fost dezlocate, au început să iasă în sat, fie la medic, fie să-și ajute semenii mai în vârstă. Cum ați ieșit de acolo? Foarte greu. Foarte greu. Da, zăpada mare. Păi și cu copiii după dumneavoastră? Da, merg la medic, de familie. Cât de mare e zăpada? Păi să fie și la 3 metri și 2 jumătate, depinde, nu-i vorba de mâncare, că fiecare care a fost învățat.